Bine v-am găsit, stimați telespectatori! Urmăriți încă o emisiune în limba română, dedicată vouă, care se transmite marțea la aceeași oră din studioul televiziunii Pancioa. Vă dorim vizionare plăcută! În emisiunea de astăzi, dragi telespectatori, vă prezentăm un reportaj despre activitatea elevilor și cadrelor didactice de la Școala Generală Axentie Maximović din Doloave, cu prilejul sărbătorilor de iarnă și a Crăciunului. Elevii și cadrele didactice de la Școala Generală Axentie Maximović din Doloave, în data de 16 decembrie, au organizat și prezentat un program model în patru limbi sub genericul Crăciunul și farmecul lui. Škola Aksentije Maksimović, osnovna škola u Dolovu. Trenutno imamo 562 učenika od 1. do 4. razreda. Imamo 73 učenika u predškolskom. Imamo jedno odeljenje učenika Mara Mandić škole. Znači to je deca iz Dolova. Znači imamo jedno istrojeno odeljenje. Škola velika, selo
selo veliko, puno aktivnosti. Nastavnici su inspirativni, videli ste i danas. Danas imamo jedan ugledni čas, na četiri nastavnika, na četiri jezika, četiri uzrasne kategorije o trajnim vrednostima, o zajedničkom suživotu, mislim da će biti interesantno. Naša škola konkurisala je da bude domaćin zimskim susretima učenika i verovatno kada su čuli odnosno zimski susreti nastavnika i kada su čuli da jedna seoska sredina ima kapacitete da tako nešto organizuje, Pančevo je dobilo za ovaj region da organizuje zimske susrete. Jedan projekat koji veliča i dečije stvaralištvo i očuvanje tradicije u jednom, da kažemo, atipičnom mestu za Banat, umesto pitomine Banatske, naše selo koje je nadomak Pančeva gde ritam života diktira grad. Dobrih pedagoga ima ovde koji rade i stvaraju. Jedan ovakav ogledni čas i brojni gosti kazuju da su naši nastavnici dobri i da imamo dobar nastavni kadar, a i zlatnu decu. Čas nam govori o Božiću, nazvali smo Božićna čarolija,
O tome smo govorili na više časova, i iz srpskog, i iz muzičkog, i iz likovnog, i iz fizičkog. Imali smo sportski dan, časa odeljenskog starešinstva, slobodnih aktivnosti, građanskog vaspitanja. A ovde posebno i akcenat se stavlja na narodnoj tradiciji, u kojoj imamo nekoliko časova posvećeno Božiću, i zajedno sa tim je uključena verska nastava, uključena su odeljenja na rumunskom jeziku i koleginica koja predaje engleski jezik. Znači, u svim sferama obrazovanja koja dotiču moje odeljenje i odeljenje moje koleginice, uključena je tema Božić. Koliko đaka učestvuje i kako su oni prihvatili? Celo moje odeljenje, celo odeljenje kombinovano, koleginice na rumunskom, to je negde oko 30 i nešto dece, i njima se to izuzetno puno svidelo, jer smo želeli da ih približimo jedni drugima, da obrišemo granice između vere, granice između rase, granice između nacionalnosti, uzrasta, da se sve to izbriše i da kažemo da smo mi svi jednaki. A Božić je tema koja će da nas sve nas zajedno ujedini i izbriše te nejednakosti koje smo mi sami stvorili, a u stvari ovim časom ćemo pokazati da smo mi svi jednaki i svi smo u stvari pod ovim nebom isti. Festivitatea la care au luat parte elevii de la cursul inferior, instruiți de cadrele didactice, a cuprins o mostră scenică a obiceiului de iarnă și de Crăciun în limba sârbă, română, romă și engleză, cu scopul promovării diferențelor etnice și culturale și cultivării vieții în comuniune. Despre acest proiect interesant vorbește în continuare domnul Željko Ivković, director interimar. Imamo četiri nastavnike koji su direktno uključeni, četiri uzrasne kategorije dece. Nastavnica Oltea Andelija koja radi u kombinovanom rumunskom odeljenju. I tu su pretežno romska deca i rumunska. Zatim nastavnica prvog razreda Tatjana Živojnović. Zatim nastavnica engleskog jezika Roljević Aleksandra i naš sveštenik Spasoje Milošević, i on je uzeo učešće zajedno sa njima da ovog puta pričaju o Božiću i o trajnim vrednostima. Ovo se Boga mi dugo pripremalo, vidjet ćete na četiri jezika, treba to sinhronizovati sve kako treba, ali dugo je pripremljeno, ali isplatilo se. I da vam kažem, nisu nam sve rekli šta će biti večeras. Ostavili su. Mi smo videli sinoć jedan mali deo za roditelje koji je bio a sada su ostavili i su hteli sve da nam pokažu. Faktički da je ovo danas premijera. Svi malo strepimo kako će to da bude, ali znate kako je. Deca su u pitanju. Ovo nije pozorišna predstava. Ovo je, znači, baš očigledna nastava. A s druge strane, nastavnik je uvek na otvorenoj pozornici. Znači, nastavni čas jeste zapravo gluma i treba dočarati deci i doživeti ono što nastavnik treba njima da predoči. Ko će sedeti u publici danas? Pa imamo brojne goste. To su članovi udruženja učitelja. Očekujemo Vesnu Popović da dođe, našeg savjetnika. Zatim, direktore očekujemo roditelje. Vi ste došli iz medija, očekujemo još predstavnika medija. Isto se rodi. Dobro, ajde nastavi dalje. Oni njemu odpozdravljaju, Palestinu se rodi, čarajući vatru, hrastovom, grančicom iz polje iskaču varnice. On izgovara, koliko varnica, toliko zdravlja, sreće, svoje ljubavi napred. Platon koji je za njega umesila za ručkom, on sedi na čelu stola. Svi kućani pevaju božićne pesme. Rano ujutru domaćin posipa žitom stoku u toru s rečima Hristo se rodi. Ponegde se u kuću uvodi jagnje, to je podsjećanje da je Gospod Isus Hrist
Hristos rođen u staji. Mešenje kolača. Obavezno mesi česnicu u nju. Stavlja zrnenja pčenice, kukuruza, pasulja, bundeve i metalni novčić. Ručak počinje pre 12 sati, dok dan ide unapred da i kuća ima napredka. Tada se pale tri svećice koje stoje na stolu. Domaćin reže božićni kolač sa položenikom. Tada Damjan uz molitvu okadi ručak i sve ukućane. Za ručkom se lomi česnica, ko u njoj pronađe novčić, veruje se da će cele godine imati par. Prezentarea datinilor și obiceiilor străbune de Crăciun la români au prilejuit elevii de la cursul inferior cu limba de predare română, instruiți de învățătoarea lor. În prezent avem două clase române combinate, în care sunt elevi de naționalitate romă, însă învață limba română. La ideea aceasta de a avea în această seară o noapte în care să atingem împreună miracolul de Crăciun, am ajuns noi patru învățători ca să realizăm în patru limbi, din cauza că în școală avem tradiția populară care este legată de obiceiurile din bătrânețe. Astfel că acesta ne-a fost motivul ca să ajungem la această oră. Câți copii participă și dacă sunteți mulțumiți cu repetițiile și cu rezultatele de până acum? În prezent participă 10 elevi din clasa combinată, din cauza că avem ceva bolnavi între timp, s-au îmbolnăvit de gripă. Astfel că sunt mulțumită cu tot ce s-a realizat până în prezent, da. Da, continuă copiii și mai departe și școlarizarea și sunt mulțumită cu... Aveți aici prezente și obiceiul românești de Crăciun? Da, avem prezente obiceiurile românești și în timpul orei o să vedem obiceiul care l-au pregătit copiii. Deci la școala Accentie Maximovic aveți cursul în limba română la clasele combinate. Da, avem cursuri în limba română. Școala de... Eu lucrez aproape de 24 de ani și lucrez în clasele combinate, care sunt 1-3 și 2-4. În prezent lucrez în clasa 2-4. În total câți elevi aveți? Eu am în total 14 elevi în clasă, în clasa combinată. Și colega dumneavoastră? Cred că are 8. Cursurile se desfășoară fără dificultăți sau aveți unele probleme? Pe cursurile se desfășoară, câteodată există dificultate din cauza că sunt elevi de naționalitate romă și nu vin regulat. Trebuie să intervenim de multe ori. Mare în toate, am spus că ce-o pus în cozonac, mama? Bani! Avem bani! Ce mai ne aduce Crăciunul? Sănătate ne aduce, ne aduce noroc! Cine mai trebuie să ne aducă Crăciunul? O dragoste imensă în toate și ultimul bani să avem. Ce se întâmplă cu cozonacul, adică cu banul din cozonac în care s-o prins pe el asta? Ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă? Ce spune? Că fie anul bogat în roade, așa? Familia este împreună roată de masă, prânzul este bogat, iar masa este împodobită. Cozonacul este la mijlocul mesei. Copiii se bucură de darurile primite de Moș Crăciun. În această zi inima ne este deschisă pentru toți, indiferent de culoare, religie și cine este binevenit. Iar ciusată prevede în toți tăierilor rea. Dan Božića, cijela porodica je na okupu, ručak je bogat, a sto svečano ukrašen. Na sredini stola se nalazi kolač,
Deca se raduju poklonima koje su dobili od Božić bake. Tog dana srce nam je otvoreno za sve, bez obzira na boju, religiju, naciju. Svako nam je dobrodošao od tog dana. Care este cum este? Este mare. Mergem mai departe. Ce avem? Ce am arătat aici? Ce am pus sub Hristos? Paie. Paie. Avem mai departe grâu, care arată nașterea unei vieți noi. Și cozonacul, care este rotund. Lumânarea. Și ce aruncăm în seara aceea în toate părțile în sunt cameră? Ce să aruncă? Ce să aleagă? Nuci, bani și mere! Nuci, bani și mere! Haideți să-ți fii samă da pomolim moje odeljenje. Ove reči koje mi do sada nismo imali u našem govoru. Paje! Paje! Grâu! Grâu! Iz engleskog jezika i za danas sam pripremila jednu prezentaciju, znači rađenu u PowerPointu, kako se Božić slavi u Engleskoj. Znači, deca će se tim načinom upoznati sa običajima, znači kako se Božić slavi u Engleskoj, u Velikoj Britaniji. Naučit će nove pojmove vezane za Božić. Eto, to je to. Otpevat ćemo pesmicu Jingle Bells, koja je to tako uobičajena u ovo božićno vreme. To su deca, znači deca prvo dva je u pitanju, prvaci i deca drugog četiri i četvrtog četiri. Tu svoju prezentaciju sam spremila jedno dva meseca, eto. I radili smo, učili pesmicu, prilike tako, dva meseca. Ne baš kontinuirano, ali ako možemo reći dva meseca u globalu. I koliko ste zadovoljni, odnosno koliko su deca savladala u dolovu engleski jezik? Zadovoljna sam vrlo. Lepo napreduju, oni su zadovoljni, vole engleski jezik, što mi je najbitnije. During the weeks before Christmas Day, we sent cards. Christmas Day is celebrated on the 25th December.
La această oră model cu contribuție colectivă au asistat în public părinții elevilor, participanți, reprezentanți ai asociațiilor învățătorilor și inspectoratul școlar și director de la alte școli similare. Ediția de astăzi, stimați telespectatori, a luat sfârșit. Ați urmărit încă o emisiune în limba română care se transmite consecutiv în fiecare marți la ora 19:30 și în reluare sâmbătă la ora 7. Cu bine, pe săptămâna viitoare!